Cei trei sunt acuzați de comiterea unor fapte care au legătură cu proiectul de modernizare a drumului Știucani-Niculești din Slivilești, realizat în urmă cu 5 ani. Mai exact, în luna decembrie 2006 s-au implicat în reabilitarea tronsonului respectiv, lucrările fiind făcute fără să fie realizată o infrastructură adecvată șoselei. Muncitorii au turnat asfalt direct pe pământ la temperaturi negative, iar în primăvară drumul arăta mai rău decât înainte. Mai mult, autorizația de construcție a fost luată la un an de la terminarea lucrărilor. În urma anchetei s-a decis că s-ar fi produs o pagubă de 9 miliarde de lei vechi. Sindicalistul Cristea Fluierătoru, a cărui firmă a reabilitat drumul respectiv, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu și complicitate la uz de fals.